Salutări într-un nou vlog. Am schimbat nou destinația și ne-am reîntors în China. Ne-am întors în China, în Shanghai de data asta. Și, da, după cum se vede, suntem în mall. E pentru și că destul de târziu. Plouă, nu e târziu, e 10 dimineața. Da. Am sperat că se oprește ploaia, din păcate nu. Așa că ne dă planurile peste cap, pentru că trebuie să fie o zi plină de explorare și nu este. Aveam foarte multe chestii de făcut, de văzut. Vremea este foarte urâtă. Ne uitasem la Shanghai Tower, de o clădire foarte înaltă de aici, că avea vârful nori. Și turnul deci, televiziunii tot în nori. Tot în nori. Așa că nu știm ce facem. Bine, stăm în mall, dar nu cred că... Mă rog, ar trebui să stăm două zile aici în Shanghai. Da, să vedem ce ne rezervă ziua. Spre deosebire de Beijing, Shanghai are așa un aer mult mai european, să zicem. Da, și cred că la capitolul metropole de asta super mare urcă sus în... în top. Top. Nu știu, încă sunt în dubii Singapore versus Shanghai, dar din punctul meu de vedere, ce am văzut până acum, cel puțin, întrece Dubaiul, bate, detașat. E mult mai verde. E mult mai mulți copaci. Verde, e drăguț și are și multe clădiri înalte. Adică, na. Ce are și Dubaiul, numai că e și verdeață, la fel ca și Singapore. Și spre deosebire de tot la fel de Beijing, că da, o să facem comparație, pare că lumea are mai mulți bani și cred că e mai turistic sau... Știu engleză, da, au mai mulți turiști, probabil, și nu numai, cred și că nu vin numai. Și... Cred că sunt, e un hub din ăsta de afaceri și probabil venind foarte mulți oameni, foarte mulți străini, cumva lumea e mai obișnuită cu ei și cu și limba engleză. Și engleză, da. Adică inclusiv, nu știu... Am la recepție, la hotel, ceea ce în Beijing era tricky, dacă găseai pe cineva să știe. Și în, și în aeroport vorbeau foarte bine față de Beijing. Da, polițiștii de frontieră, da. Da, adică vorbeau super bine engleză. Chiar mă miram dacă sunt chinezi sau sunt în altă parte. Da, cred că sunt și cu afaceri, pentru că, de exemplu, nu știu dacă la noi la hotel erau oameni care păreau că munceau azi dimineața la micul dejun. Da. Mă rog, erau pe laptop, vorbeau, discutau chestii. Deci probabil mai vine lumea și cu afaceri pe aici sau sunt trimiși efectiv la birourile de aici, pentru că sunt multe birouri de multinaționale în Shanghai. Știi că există și bursa din Shanghai, care e a doua cea mai mare din lume, aici? Nu știam, dar... Nu ține și acum. Deci, practic, noi am fost în China socialist, nu, comunistă, apoi în aia democrată și acum într-una capitalistă. Da, e o zonă liberă, da, e o zonă liberă de comerț. Asta și datorită poziției la mare. Cumva au încercat aici o chestie, să dea o libertate mai mare, tocmai ca să încurajeze investitorii străini. Da, și cum, sincer, dacă te uiți la ce e aici, dar într-adevăr nu... N-ai zice că e China, Europa nici atât. Sunt blocuri înalte. Da, asta, noi în Europa nu... Nu prea suntem cu blocurile astea înalte. Și da, dacă vă uitați acolo în spate, e plin numai de zgârie nori. Facem un 360. 360. Plin. Plin, plin, plin. Se deosebire de cei din Beijing care aveau la scutere un fel de gecuțe și mănuși pentru ghidon ca să ne fie frig. Așa, aici fiind un pic altă climă, fiind mai cald, nu au gecuța. În schimb au un, nu știu cum să zic, o apărătoare în față, pentru scut. Și a făcut, nu știu, într-o chestie de aia de o pui pe jos când mergi la mare, în rogojină, nu știu exact să vă zic. Și au și umbreluțe deasupra. Deci și-a făcut un fel de scuter cu acoperiș. Am ajuns la următoarea oprire, încă picură un pic, dar cred că este ok. La Tianzifang, încercăm să găsim o trecere, să trecem, de fapt, de asta mă uit în spate. Este o stradă plină de artă locală, cafenele, suveniruri, unul dintre punctele principale pentru cumpărături. Și am decis să mergem aici, pentru că nu prea am luat suveniruri, sincer. Și ca să vedem și noi care este vibe-ul. Momentan e un pic mai agitație decât unde am fost până acum. Și ce mi se mai pare un pic așa ciudat, suntem într-un oraș care arată ca o metropolă, nu știu dacă europeană, dar ca o metropolă, și este foarte pânzit de poliție la toate colțurile.
Asta înseamnă că suntem în siguranță. Asta dă și siguranță, dar parcă și un pic așa, nu știu, anxietate. Ce pot să zic, ca o primă impresie, că sunt multe ceainării. Și odată ce intri undeva, oamenii sunt destul de agasanți. Și pot să zic că ni se par un pic scumpe, cred. N-am luat decât magnez momentan. Am găsit ceai cu 1,2 yuan pe gram. Yuan pe gram. E mult, adică... Și orice ceai luai, nu mai e stau long, care e mai scump, adică... Orice ceai era prestamă. Schimbam mult ceai, am degustat mult ceai. Da, ne dau toți să degustăm și după aia cred că sunt dezamăgiți că nu cumpărăm, dar aia e. Se vede că este turistic, problema e că plouă și nici nu putem bucura prea mult de locuri. Și l-am pierdut pe Răzvan mult în spate. Super. Și l-am găsit pe Răzvan, vă ziceam că l-am pierdut. Și ne-am luat niște fructe ciudate. Să-mi zică și nouă cineva ce sunt. Nu știa doamna engleză oricum, nu. Mi-a zis că mușcăm din ele. Sper că nu pățim nimic după. Stai, mă plouă în deală. Are gust de smeură. Structura asta. Are gust fix de smeură. Nu vezi care sunt bure. Ai gust de... Oare textura de vișină sau ceva, gen puțin nacrișoară. Smeură, mi se pare. Nu știu ce mâncăm. Dar e bună. Dar e bună. Era scumpă, în schimb, numai că n-a... 90 de yuan kilogramul. Numai că cântărește puțin. Noi luând doar de poftă să vedem dacă ne place, în primul rând. Și ce mai aveam să zic, este că am ieșit din zonă, cum am zis, multe ceainării, multe chestii turistice și cred că o să ne mai încercăm norocul pentru suveniruri și în altă parte, că pe mine nu m-au impresionat. Aveau niște pungi super drăguțe, da, se vede că sunt făcute pentru turiști, cu, nu știu, fursecuri și ceai. Și în afară de asta, a, și creme. Dar niște creme ciudățele. În afară de asta, nu cred că am văzut altceva. Așa că mai încercăm. Am terminat cumpărăturile și după o pauză bine meritată din cauza ploii, am luat-o la pas. Da, spune că nu o să mai plouă pentru următoarele 3 ore, așa zice prognoza meteo. Și pare că până acum a fost bună. Eu am sperat să nu fie și să nu plouă, dar a fost bună. Așa că am luat-o la pas prin Shanghai. Ne minunăm și noi de cum arată locurile. Încercăm să vedem una alta. Iar între timp vă mai putem spune niște informații. Cum ar fi faptul că sunt foarte multe mașini electrice. Eu aș spune că sunt mai multe decât în Beijing. Și acum ne-am prins și noi că, la fel ca și în România, au numerele verzi cele electrice și albastre cele non-electrice. Alea hibride cum or, da. Nu știu. Mă gândesc că tot verde, ai grijă la scuter. Posibil. E foarte dubios aici că scuterele merg pe trotuar. Și sunt și electrice, majoritatea. Și nu le auzi, dacă îți vin din spate. De fapt, toate. Nu cred că am văzut un scuter care să nu fie electric și efectiv nu-l auzi. Poate să dea peste tine lejer și nu-ți dai seama. E foarte dubios, mai ales când mergi pe o stradă din asta în care merg în principiu scutere. Am fost mai devreme. Nu se aude nimic, e liniște totală. Și pare că nu prea au prioritate pietonii, în general. La scuterele merg pe trotuar, trebuie să le dai tu prioritate, dar la trec pe trecerea de pietoni... Da, te calcă, n-am o treabă, merg și pe trecere, merg și pe lângă trecere. Nu ne-am prins cum. Pare că cel mai avantajos e să fii pe scuter sau pe bicicletă. Da, sau să ai foarte mare grijă. Că poți să treci unde vrei tu, cu alea. Și nu trebuie să ferești pietonii, ei trebuie să se ferească. Un alt lucru pe care îl tot observăm este că e un oraș foarte verde, chiar dacă e plin de zgârie noi. Avem bucăți de verdeață efectiv peste tot. Mie una mi-amintește de Singapore foarte tare, cred că am mai... Cred că o să o spun de foarte multe ori, de fapt.
sens, efectiv, pe orice străduță vezi verdeață, pe mijloc, între străduțe, floricele, copaci pe lângă blocuri, clădiri. Și foarte multe biciclete de închiriat. Și încă o chestie, aici bicicletele nu se leagă deloc. Efectiv, le lași pe marginea drumului, acestea sunt parcările, de fapt. Și pentru cine n-a văzut vlogul din Beijing, o să mai repetăm o dată aici și care e treaba cu viza. Viza se poate lua și de la ambasadă, doar că costă, trebuie să faci în România și nu știu exact care sunt condițiile pentru care se emite. Însă noi am venit cu viza de tranzit, care poate fi de la 24 la 144 de ore. Singura chestie e că nu te poți deplasa prea mult cu ea, în ideea că poți să stai doar în provincia în care aterizezi și, după cum zice și numele, trebuie să ai tranzit, deci nu poți pleca dintr-un punct și să te întorci în același. Noi acum suntem pe drumul de întoarcere către casă și am venit din Taiwan, avem o escală de 2 zile aici în Shanghai și apoi plecăm în continuare către destinația finală a acestui zbor, către Milano. Ce pot să zic este să nu credeți în distanțele de pe Google Maps. Vă ia mai mult pentru că străzile mari, mari și multe semafoare și nu știu cum am făcut, că noi pe toate le-am prins pe roșu. Ce vreau să vă mai zic este că e plin de Starbucks-uri. Nu înțeleg exact care este plăcerea lor cu asta, dar am văzut la foarte multe colțuri de stradă și de câte ori este o cafenea, de obicei este și un Starbucks lângă. Și încă ceva, după ce că le prindem pe roșu, ca pietoni putem să trecem 20 de secunde sau ceva de genul. La un moment dat l-am văzut verde mai de la distanță și vreau să zic că n-am reușit să trecem decât până la jumate. Și mai ales dacă mai prinzi scuteriști sau bicicliști care îți trec în față, pentru că banda e fix aici, trebuie să-i aștepți pe toți, că altfel te calcă și de-abia după aia treci și tu. Da, am ajuns la templul lui Confucius din Shanghai. Este un templu asemănător cu cel din orașul natal al lui Confucius din Beijing, pe care am reușit să-l vedem și puteți vedea asta pe canal. Vă lăsăm în descriere link către vlogul din Beijing. Însă aici apare că nu avem noroc și nu reușim să intrăm. O să ne mulțumim doar cu acea imagine pentru că pare că este închis. Citisem pe internet că s-ar putea să fie în renovare de acum vreo lună. Am sperat că poate s-a terminat când am găsit alte informații mai recente. Am ajuns aici, este închis, așa că noi mergem mai departe. Altă chestie pe care am observat-o în special aici în zona noastră, sunt foarte multe șantiere în lucru. Ceea ce e ok că se construiește, de asta e orașul ăsta cum e. Dar e un praf groaznic, aseară mă necam. Acum, pentru că a plouat, este un pic mai ok. Dar în continuare se simte mirosul de praf. De peste tot. Praf și var. Parcă numai asta se simte în zonele cu șantiere. Și aici un șantier. Aici e Răzvan. Aici e alt șantier. Nu știu dacă se vede că suntem prea aproape. Dar aici un alt șantier. După ce ploaia ne-a stricat aproape toată ziua, am reușit într-un final să prindem o bucată de fără ploaie. Și noi și toată lumea asta din spatele meu, adică foarte mulți oameni, am ieșit la o plimbare pe Nanjing Road. Nanjing Road este o stradă pietonală din Shanghai, a cărei parte de est reprezintă principalul cartier financiar al orașului. De asemenea, această stradă pe care o vedem are cam 1 milion de vizitatori zilnic și este una dintre cele mai aglomerate zone de cumpărături din lume, alături de Fifth Avenue, Oxford Street, Champs-Élysées și Orchard Street, cu care avem și vloguri din Paris și din Singapore și le puteți găsi pe canal. Această stradă poartă numele orașului Nanjing, care este capitala provinciei Jiangsu, o provincie adiacentă Shanghaiului, care pe vremuri era capitala Republicii Chineze.
În ziua de astăzi, Nanjing, răud are două părți, cea de est și cea de vest, iar acest cartier este considerat ca fiind cel mai lung cartier comercial din lume, având în total o lungime de 5,5 km. Și deși aici întâlnim peste 1 milion de oameni zilnic, noi putem spune că, nu știu, se simte mult mai puțin aglomerat decât Beijingul. Dar asta este opinia noastră. În capătul străzii Nanjing găsim o promenadă foarte celebră, The Bund, care este practic o faleză pe malul râului. Iar aici putem găsi de-a lungul la 1500 de metri o îmbinare a arhitecturii moderne cu arhitectura cetatează din perioada colonială. La fel ca Nanjing Road și The Bund e plin de oameni, un loc foarte popular. Am stat cred că vreo 5 minute să așteptăm și noi un loc la balustradă, dar undeva mai în spate. Dacă știam, veneam din prima aici. Doar că de acolo de unde am fost noi, aveam un view mai bun asupra turnului de televiziune de aici, din Shanghai. Contrar a ceea ce te aștepta în China, sunt și din ăștia care îți vând, vânzători ambulanți, care îți vând tot felul de turnulețe colorate. Uite, mai sunt și partea aia. Și se bagă în sufletul tău. Pentru noi n-a fost chiar cea mai reușită zi, dar sperăm că ai ieșit un vlog bun. Pare că până la urmă am reușit să facem ceva cât să iasă un vlog. Da? Dacă ați rămas până aici și v-a plăcut, dați-mi un subscribe, un like, un comentariu, să împingă YouTube video-ul ăsta la cât mai multă lume. Nu uitați să-l dați și voi altora. Dacă v-a plăcut, bineînțeles. Și nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram, pe _ciustotravel și pe ciustotravel pe TikTok. Vă așteptăm pa, pa. Și cu următorul vlog din Shanghai. Pa!